Va fi sau nu salvată Telegondola din Piatra Neamț de la insolvență? Aceasta este întrebarea la care pietrenii așteaptă răspuns după ce au aflat că în curând obiectivul riscă să fie pus sub sechestru. Pentru a vedea care este părerea locuitorilor din Piatra Neamț, primarul Andrei Carablea a purtat o discuție deschisă la baza Telegondolei. Telegondola și pârtia de schi din Piatra Neamț, un amplu proiect care avea ca scop creșterea gradului de atracție turistică a municipiului, s-a dovedit a fi un eșec. Nu și-a atins obiectivul, iar acum firma care administrează instalațiile este în faliment. Societatea care administrează Telegondola se află în subordinea Consiliului Local. Pentru stingerea datoriei s-a decis scoaterea la vânzare a stației de plecare. Primarul a declarat că dorește să participe la licitația pentru cumpărarea acestei clădiri, însă unii consilieri s-ar fi opus. Am reușit ca la momentul preluării mandatului, după cum știți foarte bine, societatea este și în insolvență astăzi, dar astăzi am ajuns cu un pas mai aproape de final, să salvăm această societate, nu pentru brandul societății, ci pentru brandurile orașului, pentru baza hipică și pentru Telegondola. Imaginați-vă că din 2006 s-a făcut un credit care, din punctul meu de vedere, este nedrept, pentru că finanța o investiție privată cu bani publici. Adică, practic, prin acest credit s-au garantat cu veniturile proprii ale municipiului, adică cu taxele și impozitele pe care dumneavoastră le plătiți, s-a garantat această investiție. Eu nu spun că este o investiție bună, eu n-aș fi făcut-o. Dar astăzi, dacă am plătit 10 milioane de euro pe ea, da? Pentru această investiție, noi până astăzi am plătit 45 de milioane de lei, și mai avem de plătit 1,8 milioane de lei. Societatea care administrează Telegondola are o datorie către primăria Piatra Neamț de 2,5 milioane de lei. În aceste condiții, municipalitatea va pierde clădirea Telegondolei. Există dezbateri în acest forum local, da, între consilieri, iar dacă se vrea transparență, eu nu știu de ce se fac așa doar evaziv și niște acuze absolut generice, fără a să indicăm concret. Dom'le, ce știm noi? De-aia nu votăm. Strage legături. Noi nu vrem să votăm pentru că am aflat că aia și aia și aia. Și atunci ar fi fost altceva. Noi am fi fost informați și ar fi fost și noi lămuriți. Au dreptate sau nu au dreptate? E adevărat sau nu e adevărat? Și nedumerarea pe care o am, dacă domnii sunt consilieri, în Consiliul Local Piatra Neamț, Consiliul Local care este unica societate, de unde discrepanța asta de interes? Pentru că ei ar trebui să fie primii care să tragă la salvare. Mai mult decât atât, oamenii sunt de părere că investițiile ar trebui să fie făcute pentru oraș și dezvoltarea lui.